Gata, m-a sunat agentul. Peste 10 minute vine să mă ia de la hotel și mă îndrept spre aeroport. Mă așteaptă cam o zi jumate pe drumuri. Trebuie să schimb 3 avioane. Asta e. Era de așteptat că e drumul lung până acasă, dar nu mai contează. Când știi că mergi acasă, nu mai contează prin ce obstacole treci. Totul va fi bine. Ne vedem pe drum. Și a început lungul drum spre casă. După 5 luni și ceva de stat la vapor, vă dați seama, eram în culmea extazului. Este un sentiment pe care îl cunoaște foarte bine orice marinar. Și nu mai contează obstacolele, după cum spuneam la început. Vrei doar să ajungi acasă. Știți vlogurile alea interesante când vi se arată orașele frumoase din jurul lumii? Vlogul ăsta nu va fi de genul ăla. Eu o să vă arăt cu adevărat cum arată un oraș destul de mare din India. Am mers prin locurile prin care merg oamenii de rând. Nu am mers pe la monumente și mai știu eu ce atracții turistice ca să vedeți partea frumoasă. Nu, vreau să vă arăt viața de zi cu zi a oamenilor și în ce condiții stau oamenii ăștia. Aici ne aflăm în orașul Jamnagar. Este un oraș în vestul Indiei și are undeva la 1 milion de locuitori. Deci vă dați seama că nu este un oraș micuț. Și din câte am înțeles, este și oraș turistic. Deci ar trebui să fie și niște plaje interesante și monumente din astea antice. Plus că au acolo și muzee cu artefacte și arme vechi din secolul 9 până în secolul 18. Deci sunt și lucruri de văzut acolo, lucruri frumoase. Dar eu vreau să vă arăt lucrurile mai puțin frumoase. În vlogul ăsta, drumul ăsta arid pe care nu se vede absolut nimic este între Sika și Jamnagar. Din Sika m-a luat agentul ca să mă ducă în următorul oraș. Deci mare lucru nu se vede pe traseu, ok, dar de aici începe deja orașul. Și vedeți, e o imagine destul de dezolantă. Multă mizerie. Chiar înainte de a mă lua în taxiu, agentul mi-a spus să nu beau apă de la cișmele. Știți că sunt și pe la noi cișmelele alea publice cu apă gratuită. Mi-a spus că ar fi bine să nu beau de acolo, pentru că cine știe ce bacterie o să iau. Și am preferat să-mi cumpăr apă îmbuteliată. A doua zi, după ce am ajuns la hotel, după ce mi s-a făcut și testul COVID, a trebuit să merg la birou de emigrări. Pentru a-mi lua viza de care aveam nevoie pentru a ieși din țară. Biroul de emigrări, într-adevăr, era cam la periferia orașului, după cum se vede pe aici, deja nu mai e nimic interesant de văzut. E doar câmp. Este ok, este în regulă. Vă dați seama că nu aveam cum să filmez pe acolo. Plus că a trebuit să merg și în oraș, la un spital privat, din ce am înțeles, pentru testul COVID, unul din testele COVID, pentru că a trebuit să mai fac încă unul cu câteva ore înainte de a mă îmbarca în avion. În sfârșit. Ei, și după aia a trebuit să merg și la o secție de poliție, de la care trebuia să-mi iau, nu știu cum să-i spun, un fel de procură care să ateste faptul că n-am comis nicio infracțiune în zona aia 3 zile cât am stat eu, ca să ies din țară, chipurile, că sunt în regulă și nu sunt un infractor. Mă rog,
Și vă dați seama că secția de poliție nu este la periferia orașului, este în centru, da? Și vedeți și voi condițiile în care stau oamenii ăștia pe aici. Aș vrea să remarcați un lucru, dacă nu ați remarcat deja. Nu prea sunt reguli de circulație pe aici, oamenii ăștia nu au semafoare și se circulă la mica înțelegere. Deși pare dezorganizat, este un haos cât de cât organizat, să-i zicem așa, dar se circulă doar din claxon. Și am făcut câteva drumuri prin oraș, ba cu agentul, cu mașina lui personală, ba când am fost la spital sau la poliție, după aia am luat și un taxi prin oraș și după câteva ore de claxoane non-stop, vă dați seama că eram gata să mă internez la Socola când aterizam în România și eram doar pasager, deci cred că dacă ești șofer pe acolo, ești un pachet de nervi. Dar cu toate astea, plimbându-mă pe acolo vreo 3 zile, nu am văzut niciun accident, deci de asta spun, este un haos organizat, să zicem așa, dar cred că o să se vadă și pe filmare, dacă n-a fost deja. Mai vezi câte o vacă în mijlocul intersecției, o ocolești, n-ai voie să o claxonezi, n-ai voie să o perturbi în vreun fel, trebuie să o lași în treaba ei, acolo vaca este venerată. Pietonii trec pe unde apucă, mașinile se ocolesc unele pe altele, vedeți o grămadă de scutere, acolo motoretele și scuterele sunt la ordine zilei. Așa e prin țările astea sărace din Asia Centrală. E un mijloc de transport foarte ieftin și vă dați seama, îl are tot poporul la îndemână. Destul de multă mizerie pe aici. La un moment dat erau și niște tarabe la care se vindeau fructe proaspete, dar lângă tarabe erau mormane de gunoi. Deci mormane de gunoi. Și oamenii stăteau așa. Pentru cei care mai spun că la noi este mizerie, cred că nu ați fost în India. Eu am fost de multe ori, dar n-am stat o perioadă îndelungată, pentru că de obicei eram cu vaporul, ieșeam câteva ore, mergeam la un mall sau un punct fix. De obicei ne ducea acolo taxiul și nu mă plimbam prea mult prin oraș. Dar știam că este așa dezolant și mizerie peste tot. Este ceva comun acolo, oamenii ăștia așa trăiesc, după cum vedeți. Și asta e, na. Cred că îți trebuie un sistem imunitar destul de puternic să faci față pe aici. Deși vă spun că am fost în multe orașe din India și pe coasta de vest și pe coasta de est, pe la Ennore, pe acolo, pe lângă Sri Lanka. Și când ieșeam prin oraș, mâncam street food din ăsta. Mie îmi place să mănânc picant și mâncarea lor, deși în mare parte este vegetariană, mâncarea lor este pe gustul meu, pentru că o joacă foarte mult din condimente, plus că este picant și îmi place foarte mult, deci nu am o problemă cu asta și vă spun sincer, deși, vedeți, e mizerie peste tot, nu am avut probleme și cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o a fost un street food din ăsta de $2. Vă dați seama că sunt și avantaje să vii aici în vizită. Desigur, nu trebuie să umbli așa ca mine prin zonele astea dubioase. La un moment dat, vă dați seama, spuneam că am stat vreo 3 zile acolo. Nu am avut de unde să cumpăr cartelă, pentru că în porțiunea asta de Indie nu prea se vorbea engleză. Și n-am avut de unde să cumpăr o cartelă, un SIM card. Așa că am rugat pe băiatul de la recepția hotelului să-mi cheme un taxi, să vorbească cu omul ăla și
i-am zis să mă plimbe prin oraș vreo 40-50 de minute și după aia să mă aducă înapoi de unde m-a luat. Deci n-am avut nevoie să interacționez cu el și am făcut lucrul ăsta pentru că am vrut să văd și eu partea asta mai dubioasă a orașului. Nu am vrut să mă duc la plajă și la monumente. Alea o să le văd altă dată. Și neavând posibilitate să cumpăr o cartelă, un SIM card, ceva, nu aveam cum să folosesc GPS-ul, vă dați seama, și nu am vrut să mă rătăcesc prin orașul ăsta. Așa că am preferat să plătesc taxiul. Apropo, aici au volanul pe dreapta. Și am preferat să plătesc taxiul, să mă ducă așa prin jurul orașului, prin zonele astea mai puțin vizitabile, să zicem așa. Și după aia să mă aduc înapoi la locație. Era bine că aveam aer condiționat în mașină, vă dați seama, în India nu se poate trăi fără aer condiționat în mașină. Te coci acolo. Și ne-am plimbat pe aici, prin cartiere. Erau și zone mai curățele. Vă spuneam că am fost și la poliție ca să iau procura aia, sau cum mi-o spune, ca să pot ieși din țară, prin care era atestat faptul că nu am comis nicio infracțiune, ceva de genul ăsta. Și vă dați seama că nu aveam cum să filmez acolo în sediul poliției. Mi s-a părut foarte dubios, cred că am spus și în vlogul precedent și cu riscul de a mă repeta o să spun din nou, poate unii nu s-au uitat la vlogul precedent. La sediul poliției, ușile erau larg deschise. Intra și ieșea cine voia pe acolo. Nu era niciun fel de gardian sau cineva să-ți ceară buletinul sau... Intrai cum voiai pe acolo. Chiar în fața sediului era un birou în care îți spuneai oful, problema unui polițai de acolo. Chiar lângă acel birou era temnița. Era pușcăria, efectiv. Și erau acolo vreo 5 de ăștia, dar în temniță nu erau paturi sau scaune sau ceva. Și ăia stăteau pe jos. Nu știu care-i treaba acolo, de sunt puse temnițele alea chiar la ușă. O fi o chestie să-i umilească sau nu știu care-i treaba. Sau pur și simplu din sărăcie au pus și ei acolo ceva, niște gratis și hai, lasă-i așa. N-am înțeles care-i treaba, dar mi s-a părut dubios rău de tot. M-a dus la un etaj superior. Mi-au făcut acolo o poză ca să-mi facă procura asta cu o poză și cu o viză. Și am plecat. Dar și pe acolo era o mizerie groaznică. Mi-era puțin sete că prin soarele astea vă dați seama. Te deshidratezi imediat, dar mi-am adus aminte ce îmi spusese agentul, sub nicio formă să nu bei apă de la fântânele alea, că asta îți mai trebuie. Eu înțeleg de ce spune asta, pentru că dacă mă îmbolnăvesc, sunt responsabilitatea lui și nu vrea să aibă probleme, vrea să scape de mine cât mai repede, dar mă rog, nu contează motivele lui, contează că eu trebuie să am grijă de sănătatea mea. Și plecând acasă, voiam să ajung cât mai întreg posibil. Da, după cum vedeți, asta înseamnă sărăcie. La noi nu e sărăcie, să nu exagerăm. Dar, mă rog, fiecare cu paradigma lui. În hotelul în care am stat, era un hotel de 4 stele, era o cu totul altă lume. Și fix cum pășeai din hotel, afară în oraș, vedeai asta. Na, asta e, cu bune și cu rele, asta este India. Sunt și lucruri pozitive, cred că am mai spus prin vlogurile precedente. Viața este foarte ieftină în India. Poți mânca foarte bine, cu bani puțini, doar monumentele consacrate, cum ar fi Taj Mahalul, este scump.
Dar în rest, muzeele și astea au intrarea foarte ieftină, biletele sunt foarte ieftine și viața acolo este ieftină. Dar, după cum vedeți, este sărăcie și nu cred că vrea prea multă lume să se ducă acolo. Te duci doar ca să vezi câteva monumente din astea importante și după aia te întorci. Te întorci că n-ai ce face aici. Cei care sunteți prin București, cred că ați văzut foarte mulți indieni care lucrează în construcție. Și vă dați seama, nu au venit că le era prea bine în țara lor. Așa cum și românii noștri pleacă mai în vest încolo și ei tot în vest vin. Și țara noastră li se pare mult mai bună decât ce găsesc la ei. Da, este un oraș măricel, după cum spuneam, cu bune și rele. Am vrut să vă arăt partea asta mai dubioasă, mai puțin vizitabilă. Dar să știți că oamenii sunt foarte prietenoși, îți zâmbesc, 2-3 cuvinte în engleză cât știu, le spun și pe alea în mod politicos. Dacă faci față la traficul ăsta așa după ureche, ia uitați aici, fiecare trece după cum vrea. Nu este semafor, nu este niciun semn de nicio indicație, niciun polițai care să-ți spună nimic. Deci dacă poți să treci peste inconvenientele astea cu câțiva viruși acolo și poate te apucă și alte probleme de sănătate sau faci față la traficul ăsta, deci cred că poți să te distrezi câteva zile în partea asta de lume. Sunt multe lucruri de văzut în India, este o țară imensă, dar mie îmi place să văd și partea asta mai puțin plăcută, pentru că asta este talpa țării. Așa trăiesc oamenii de rând. Iar eu sunt tot un om de rând. Și vreau să văd cum trăiesc oamenii de rând, ca mine, în altă țară. Îmi place lucrul ăsta. Mi se pare interesant. Sper că vi s-a părut și vouă. Dacă aveți ceva comentarii, vă aștept mai jos să-mi spuneți. Poate ați fost și voi pe acolo. Un lucru de apreciat pe care l-am observat ca îmbunătățire față de anii anteriori, nu au mai fost probleme cu vameșii. Adică erau destul de corupți înainte și îți controlau tot bagajul doar așa ostentativ ca să le dai și lor ceva, nu că aș fi avut eu ceva dubios acolo, că doar n-am furat motorul principal al vaporului. Dar nu, au fost foarte de treabă, au scanat, au văzut că am doar chiloți și papuci de plastic de 15 lei și m-au lăsat în pace. Și acum am luat un zbor local din Jamnagar spre Mumbai, un zbor de 40 de minute. După cum vedeți, nu sunt autobuze sau ceva, am luat-o la pas pe pista asta, încet, încet, cu bătrânica asta aici în fața mea. Și mă bucuram că plec în sfârșit spre casă, nu mai conta nimic. Sporul a fost destul de ok, nu au fost turbulențe, lumea politicoasă, nu au fost scandaluri sau ceva, foarte ok. Aeroportul era curat, încă era pandemie în perioada asta, deci mai vedeți oameni cu mască pe aici. Și shop-urile erau închise, din păcate. Salutare, salutare! Am ajuns la aeroportul din Mumbai și am de așteptat aici 12 ore.
Am găsit un lounge din ăsta gratuit și arată destul de bine. Nu trebuie să plătesc nimic. L-am găsit liber. Sunt foarte puține, sunt doar 5 bucăți așa. Și are și priză să-mi încarc telefonul. Și cam asta e. 12 ore am de stat aici. Asta e. Dar măcar stau relativ comod, nu pe scaunele de plastic. Îți rup spatele acolo. Ia uitați. Sunt un mic boier. Acolo e încărcătorul. Ia uitați. Hai că mă ridic să vă arăt. Arată destul de bine. Așa că mi-am pus bagajul la picioare și m-am întins. Și stau aici boschetar. Asta e. Măcar stau comod. Eram hotărât să stau acolo pe poziție unde am ocupat locul, însă mi-am dat seama că nu o să pot sta pe loc 12 ore, pentru că la un moment dat o să am nevoie la toaletă și nu aveam cu cine să-mi las lucrurile. Și cred că o fi fost intervenție divină sau nu știu ce, la un moment dat a venit un domn la mine, foarte politicos și bine îmbrăcat, și mi-a propus să vin la lounge-ul VIP. Eu nu știam de opțiunea asta pentru că n-am stat mai mult de 3-4 ore prin aeroporturi. Asta a fost prima dată când stăteam 12 ore și m-am dus acolo. Deci aviz amatorilor, fie că sunteți navigatori sau turiști, dacă ajungeți prin Mumbai, aveți lounge-ul ăsta VIP și costă 50 de dolari timp de 8 ore. Aici ai două mese gratuite, sucuri și ceaiuri la discreție, de câte ori vrei tu, internet gratuit. Acolo în spate, în stânga, era un dormitor cu poduri de nălea, cum să vă explic, ca la solar, știți, când intrați la solar, e ceva de genul ăsta era așa, intrai într-un fel de solar de nălea și te izola fonic de toată lumea din afară și puteai să te odihnești. Eu n-am avut nevoie. Deci a fost foarte, foarte în regulă și 50 de dolari mi s-a părut un preț decent. Apoi m-am îmbarcat și am plecat spre Dubai. Încet, încet. A fost un zbor de 5 ore, foarte liniștit. Nu au fost turbulențe, nu au fost probleme și am fost foarte mulțumit. Eram deja odihnit, vă dați seama, după 8 ore de stat acolo la lounge-ul ăla VIP. Am stat mai mult de 8 ore, am vorbit cu băiatul ăla, zic, hai, nu mă mai lași o oră să stau aici, că uite, sunt politicos, nu fac mizerie, n-am pus manele la maxim și a fost înțelegător, m-a lăsat. După aia am ajuns în Dubai, am mai stat și pe acolo vreo 3 ore, cred. Și am plecat spre Otopeni. A fost un zbor, cred că de vreo 4 ore, cam așa. De asemenea, a fost un zbor liniștit, n-au fost probleme. Am prins pe timp de zi și am putut să admir puțin natura de deasupra. Am văzut și câțiva munți înghețați și câțiva norișori pufoși. Cam ăsta a fost drumul meu spre casă. Sper că vi s-a părut interesant. Am zis să fie așa mai neconvențional. Dacă v-a plăcut, dați un like, vă rog frumos, și un subscribe dacă nu sunteți deja abonați. Mulțumesc pentru atenție și salutare!